Strada din Mediaș, pe care s-a produs teribilul accident în care un motociclist de doar 21 de ani a decedat, a devenit loc de pelerinaj pentru zeci de oameni care au dorit să-i aducă un ultim omagiu lui Adrian Stuparu. Lacrimi, flori și lumânări pentru Adrian Stuparu, tânărul la cărui viață s-a sfârșit într-o secundă. Dumnezeu să-l ierte, ce să faci? Îl cunoșteați? Nu-l cunoșteam. Pe strada Blajului, zeci de candele ard zi și noapte în amintirea lui Adrian. Prieteni și oameni simpli au venit și astăzi să-i aducă un ultim omagiu. E prea tânăr, dar ce să facem, tanti mărici? El nu mai... am aprins lumânări, am venit, am adus flori, lumânări. Și eu am fras și se poate întâmpla la oricine. Tânărul de 21 de ani a fost implicat sâmbătă într-un teribil accident de circulație. Motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu un autoturism care ieșea de pe o stradă secundară fără să se asigure. Mașina venea de acolo. Și el era la chioșcola. Și el când a ajuns pe la jumătate drumul, a băgat în el. Până să vină salvarea, cred că a fost gata. De salvare au venit târziu. Polițiștii au descoperit că șoferul vinovat de producerea acestui accident conducea un autoturism cu numere false. El este cercetat pentru acest lucru, dar s-a ales și cu dosar penal pentru ucidere din culpă.